Înaintăm în Evanghelia după Matei și, deși se apropia de Ierusalim și de ultima etapă a vieții sale, vedem că Iisus continuă și în capitolul 19 să ni se arate ca un învățător preocupat nu de pregătirea sa pentru ceea ce urmează, ci pentru echiparea ucenicilor și a oamenilor pentru adevărata viață plăcută lui Dumnezeu, care include și cele mai domestice aspecte. Viața de cuplu și de familie este unul dintre aceste subiecte. Noi credem că n-a fost niciodată mai oportun ca azi să se vorbească despre divorț, un subiect atât de actual și de fierbinte, deși banalizat. Ei bine, fariseii și cărturarii, care nu-l slăbeau o clipă pe Domnul, l-au încercat cu o nouă întrebare în acest domeniu, în speranța că el va contrazice legea lui Moise. Iisus i-a dus înapoi la ideea lui Dumnezeu despre căsătorie, un bărbat și o femeie care devin un singur trup. Despărțirea n-a fost în planul inițial al lui Dumnezeu, pentru că păcatul n-a fost în planul inițial al lui Dumnezeu, ori divorțul este întotdeauna rezultatul păcatului. Divorțul n-a fost niciodată o soluție pentru Dumnezeu, dar El este îndurător și iertător. Ce se întâmplă când adulterul distruge legătura căsătoriei? Creștinilor li se permite să se despartă, astfel încât partenerul nevinovat să se poată recăsători. Dar atenție! Poruncile divine li se adresează credincioșilor. Dumnezeu nu reglementează viețile necredincioșilor pentru că El dorește și ei trebuie să răspundă mai întâi mesajului crucii. Într-una din acele zile, un tânăr realizat l-a întrebat pe învățătorul: ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum că obținuse cam tot ce își dorise, tânărul acesta părea a căuta mântuirea. Cu înțelepciune, Domnul Iisus îi cere întâi să păzească poruncile. Crimă, adulter, furtișaguri, minciună, cinstirea părinților, iubirea aproapelui, le ținuse pe toate acestea. Și totuși ceva îi lipsea. Așa că Domnul îi vorbește acum despre relația cu Dumnezeu, dar tot la modul practic. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vin de tot ce ai, dă banii la săraci și apoi vino și urmează-mă, i-a spus Iisus. Bogățiile erau piatra lui de încercare. A ta poate fi orice altceva. Ce te separă azi de Iisus? Ce te împiedică să-L urmezi din toată inima? Roagă-L să-ți arate ce stă în cale. Ești cu adevărat mântuit când îți dai seama că ești un cerșetor cu mâinile goale și că nu-i poți oferi nimic ca să te salveze. Cine crede că poate face sau plăti ceva lui Dumnezeu pentru mântuirea sa, are tot atâtea șanse să intre în viața veșnică, precum are o cămilă să intre prin urechile acului. Vino la el cu mâinile goale și el îți va da mântuirea în dar. Se pare că istorisirea Domnului cu tânărul bogat l-a făcut pe Petru să exclame: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce vom primi? Vezi Matei 19, de la versetul 27. L-a mustrat Domnul pe Petru pentru că a fost egoist? Nu, ci a spus că Dumnezeu pregătește o mare răsplătire pentru cei ce au jertfit totul de dragul lui Iisus și l-au urmat. Dumnezeu răstoarnă prioritățile oamenilor cu susul în jos. Credincioșia față de slujbă, mai degrabă decât cantitatea sau tipul lucrării, este criteriul răsplătirii cerești.